Poliția din Ungaria a reușit să aresteze un norvegian suspectat că plănuia să organizeze crime în masă. Cel puțin 77 de persoane riscau să-și piardă viața. Bărbatul arestat în Budapesta este cetățean norvegian și are vârsta de 45 de ani. Potrivit videoclipurilor încărcate pe rețelele de socializare, plănuia să reproducă crimele lui Anders Breivik de acum mai bine de 10 ani. În postările sale, bărbatul vorbește în norvegiană și engleză. El plănuia un atac într-un loc public în care s-ar fi aflat foarte mulți oameni. Una dintre țintele sale ar fi fost un terminal feroviar sau chiar un aeroport. Bărbatul a fost condamnat și întrecut pentru diverse cazuri de violență și infracțiuni sexuale în Norvegia. Potrivit informațiilor autorităților, acesta era priceput în lupta corp la corp și încerca să limite pe extremistul Anders Breivik în înfățișare și în comportament. În anul 2011, Anders Breivik a ucis 77 de oameni, considerat a fi cea mai mare atrocitate produsă pe timp de pace în Norvegia. Breivik este închis într-un penitenciar aflat la doar 10 km de locul în care a produs atacul. A fost condamnat la 21 de ani de închisoare cu posibilitatea de prelungire. Administratorii penitenciarului au subliniat că acesta a rămas la fel de periculos, drept urmare este considerat un pericol pentru societate.